Bună și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi facem un nou vlogmas și să vedem despre ce să fie oare. Da, o să facem un haul jumbo. Dar despre asta cred că v-ați dat seama și din titlul acestui videoclip, intitulat Haul Jumbo, pentru că probabil așa o să-l intitulez. Da. Păi, ce să zic, se apropie Crăciunul cu pași repezi, foarte repezi, nici nu mi-aș fi dorit să treacă atât de repede timpul, dar am zis că să ne pregătim și noi cum se cuvine și pentru că anul ăsta vreau să trăiesc din plin fiecare zi, nu doar ziua Crăciunului, pentru că, cum am mai zis, trece atât de repede fiecare zi și în special 25 decembrie, în ultimii ani nici nu știu când a trecut acea zi. Am zis să... asta a fost o paranteză. Am zis să facem bradul, să-l facem mai din timp, puțin. Așa că, ce faci când trebuie să-ți faci bradul? Corect, mergi la jumbo. Am fost și noi la jumbo cu planurile făcute de acasă. Anul trecut am avut un brad superb, am cumpărat foarte multe decorațiuni și acum 2 ani altele. Acum 2 ani am avut cu roz. Anul trecut... acum 2 ani l-am avut cu roz și anul trecut l-am avut cu roșu. Și pentru că pe cel de anul trecut, de bradul de anul trecut, nu am apucat să mă bucur, am zis, nu are sens să cumpărăm alte decorațiuni, pentru că probabil vor fi cam aceleași în jumbo și am presupus bine. Și mergem să vedem dacă am mai apărut ceva nou, dacă ne place ceva să cumpărăm și cam atât. E bine, așa cum socoteala de acasă nu se potrivește neapărat cu cea din târg, am plecat de acolo cu o sacoșă plină. Da, implicit foarte mulți bani cheltuiți. Nu neapărat ce ne doream noi, dar zic eu că am luat lucruri faine și de durată, adică le putem folosi în fiecare an, că stai și scop atunci când cumpăr ceva, să mă asigur că se vede umbra mea în spate, că pot să folosesc în timp îndelungat produsele respective. Haideți să vă arăt și... plasa, o să încerc să o pun pe mine, dar este foarte mare. Nici nu pot să ridic, dar eu încerc. Este cam așa. Nu, n-aveți cum să vă dați seama. Dacă o fac așa, nu mă mai vedeți dacă ridic. Plasa. Oh. Și aceștia fiind zise, haideți să vă arăt ce am cumpărat. Și o să le iau random, așa, acum un pic la mână, cum sunt în plasă, mai exact. Să știți că nu o să vă spun prețurile, pentru că sunt destul de multe produse și nici nu știu exact pe unde am bonul. Mi-ar lua foarte mult timp și ar fi un clip foarte lung să caut fiecare produs și să văd cât a costat. Însă să știți că toate produsele au costat... de la 3 lei până la maxim 50 de lei și 50 de lei, dacă nu mă înșel, și mai exact 49,90, a fost instalația de aici pe care o vedeți. Am pus eu pentru a avea niște luminițe în, ca decor în spatele meu. Și în rest toate produsele sunt 50 de lei și majoritatea 4 lei, 6 lei, 5 lei, prețuri de genul acesta. Deci nu are sens să vă spun fiecare preț în parte pentru că sunt mici. Și prima și prima dată mi-a picat în mână aici acest stick pe care scrie Merry Christmas și are un ren aici. Le-am luat să le ieșim pe ușa de la intrare. Nu ne puteam hotărâ însă dacă să-l lipim pe ușă în interior, să-l vedem sau la exterior. Dar cel mai probabil la exterior și... unul din aceste două sticăre le vom duce acasă la părinții mei. Să-l punem și acolo să fie frumos. Deci, două sticăre. Asta este cutia de la instalație, de care v-am zis că este în spatele meu. Mai departe avem o fundă. Se sortează cu mine. Bine, eu sunt mai mult spre portocaliu și asta e mai spre... asta e roșie. Am luat o fundă, am mai cumpărat și anul trecut, că
cred că una mare, dacă nu mă înșel, și două mai mici. Și anul ăsta am să mai luăm câteva și am luat-o pe aceasta mare. Pe asta mai micuță. Așa. Încă una la fel, aceeași mărime. Aia. Greu. Am luat acest coș cu gândul de a-l pune supra. De fapt, am căutat o cutie sau un coș drăguț, de preferat din lemn, în care să pun brăduțul să stea frumos sau măcar ceva să pun sub brăduț să stea bine. Tot ce am găsit mai potrivit a fost acest coș, să văd dacă pot să-l integrez cumva sub braț să arate bine. Dacă nu, cred că îi găsesc eu folos. În coș mai am acest parfum de cameră cu miros de scorțișoară. Așa. Și ce mai avem noi aici? Ce mai avem? Acadele! Eu tare sper că nu am o umbră pe față, că tot se văd niște umbre în spatele meu și sper că nu se vede și pe fața mea, că altfel o să am o surpriză la finalul clipului, când o să mă uit la el. Da, am luat acadele. Și pentru fotografii, și pentru decor, văd eu la ce le folosesc. Le găsesc eu un loc. Și am luat, câte sunt? 5 din astea mici. Și... Nu, 6 din astea mici. Deci. Și am luat 6 din astea mici, așa. Și 3 din astea mai mari. Să le pun înapoi în coș ca să-mi fie mai ușor apoi să le aranjez. Da. Mai departe, niște globuri. Le-am luat pe acestea aurii. Nu aveam genul acesta și mi s-au părut interesante. Par așa ca un puf. Dar nu e puf. Încă un set de globuri. Mai este acesta. Și au diverse modele. Asta nu este de Crăciun, este un încălțător. Asta este pentru Vlad, el l-a luat. Parte avem această decorațiune superbă. Pe asta recunosc că Vlad a găsit-o și a zis că noi am fi acești doi moșuleți. O băbuță și un moșuleț. Doi om de zăpadă. Și aici este un suport din acesta pentru lumânare. Da. Foarte, foarte, foarte frumos, abia aștept să-l încercăm. Mai departe, am luat aceste flori artificiale. Nu sunt chiar flori. Tot așa, sunt ornamente. Aceasta este prima crenguță. Și am una și adevărat aici. În buchetel. Stați să vă arăt. Astăzi am primit acest buchet superb de la logodnicul meu. Uitați. Îmi plac foarte mult. Și o crenguță de brad. Da, îmi plac foarte, foarte mult. Dai să văd cum era. Așa, și a doua este cu auriu și niște paiete. Dar față de ce am găsit acolo, mi s-a părut că asta, deși are paiete, nu este chicioasă. Mi se pare că este de bun gust. Floarea aceasta. Mai departe... Ah, mai avem o floare.
Este la fel ca cea aurie de mai devreme, doar că este roșie, după cum vedeți. Am mai luat și acest set de globuri, ca cele de mai devreme aurii, doar că sunt roșii. S-a și desfăcut punga asta, văd eu. Au fost mai la fund și cred că au avut greutate pe deasupra și de aia s-a rupt plăsuța. Of. Încă un set de globuri, tot roșii, ca să rămânem în coloristica aleasă. Tot așa, au niște modele cu fulgi de nea. Îmi las și o stea pentru vârful bradului. Parcă niciuna nu am avut o stea care să-mi placă foarte mult. Ba, uitam să o iau, să o cumpăr și luam una de unde găseam și nu știu. Nu se potrivea, stea strâm. Asta mi s-a părut și frumoasă. Mi se pare că dă bine cu decorațiunile pe care le avem. Sper să încapă în vârf și să stea dreapt. Asta este ce-mi doresc. Și să vă arăt și mai de-aproape. Cam așa arată. Încă un set de globuri roșii, evident. Ok. Pentru că mereu de Crăciun îmi place să fie totul, sau cel puțin îmi place ca de Crăciun totul, sau în măsura în care se poate, să fie în această tematică crăciunistică, dacă pot să-i spun așa. Și mereu îmi place, când fac cumpărăturile de iarnă, să cumpăr și niște tăvi. Și am luat-o pe aceasta, cu Moș Crăciun. Dacă ar veni moșul cu sania trasă de rând și ar fi zăpadă ca în poza asta, aș fi foarte fericită. Și am mai luat beretă. Și am mai luat... Voiam să mai cumpăr cel puțin o tavă. Și am căutat prin magazin. Parcă nimic nu mă convingea cât să pară cât de cât și calitativ. Și am căutat eu pe acolo. Am vrut să iau... două ca cea pe care v-am arătat anterior și mai găsim una și apoi mă uitam și am găsit două care chiar mi s-au părut și diferite și din punct de vedere al materialului și al modelului. Chiar îmi plac foarte mult, așa că să vi le arăt și pe acestea. Prima este de un roșu. În imagine voi o vedeți un roșu aprins, dar să știți că este un roșu destul de închis spre, nu știu, nu neapărat burgundic, cât maroniu, așa. Și la fel, îl avem pe Moș Crăciun și un ursuleț aici. Și decupajele acestea în formă de brăduți și steluțe. Foarte, foarte frumos. Chiar mi-a plăcut asta. Să văd dacă o păstrez cu mine la București. Ups, am mișcat camera. Sau o să duc mamii să... punem preparatele de Crăciun pe ele. Și a doua este aceasta albă. De data aceasta avem un om de zăpadă cu cadouri și această coroniță de brad. La fel de cupaje, de data aceasta avem doar steluțe, decupaje în formă de steluțe. Foarte mult mi-a plăcut și asta. Astea chiar nu le-am văzut anul trecut și astea mi s-au părut ca o noutate. Sau poate a fost, dar nu le-am văzut eu. În schimb, vreau să vă spun că cam aceleași produse ca anul trecut am găsit și anul acesta. Deci nu prea au pus ceva nou, nu au adus ceva nou. Următorul lucru pe care o să vi-l arăt este un produs pe care noi... produs, mai multe, mă rog, este un ansamblu de produse pe care noi le-am luat pentru a-l oferi cadou și mi s-a părut foarte frumos pentru un cadou și atât special pentru Crăciun, dar cât să poată fi folosit și după ce trece Crăciunul, să nu fie nevoie să îl pui într-un sac și să îl scoți la anul. Acestea fiind spuse, arată cam așa. Deci avem o tavă neagră, niște pietricele pe care scrie câte un mesaj, pe asta scrie Live, trăiește,
Și din ce văd eu aici, sunt niște lumânări care funcționează pe baterie. Și vedeți și modelele. Vedeți? Îmi bag și ochii ca să mă asigur că, și mă uit într-o parte, să mă asigur că încadrez bine. Da, deci, ce ziceți? Nu-i fainul? Pentru a-l oferi cadou, chiar mi se pare un set foarte drăguț. Nu mai scot din cutie pentru că v-am spus că o să-l oferim cuiva drag și să nu umblăm la cutie, însă noi am văzut în magazin cum arată produsele acestea și sunt exact ca în imagine. Deci dacă vreți idee de cadou, chiar vă recomand cu drag asta. Bun, mai departe am un cadou. Un cadou care scoate și sunete. Este mai exact un copănel. Snow deja a făcut ochii mari și se uită. Este un copănel, însă nu este pentru Snow, pentru că cred că toată pulpa asta este cât Snow al meu. Este pentru un prieten de-al lui Snow, o să-l oferim de Crăciun. Să nu dăm doar părinților, să-i dăm și lui ceva. Foarte drăguț și cred că o să-i placă. De-abia aștept să-l vadă. Ce, mami, vrei și tu? Păi este mai mare decât tine. Snow se uită. Poate îl dau. Mami, nici dacă vrei nu poți să-l miști pe ăsta. Nici dacă vrei. Vrei să vii aici? Snow, vrei să vii aici, mama? Hai, vino aici. Așa, pe jos. Uite ce rește. Uita și reștepte. Deci nu vine... Am camera montată pe pat și el e în pat și nu... Ar putea să o ia direct spre mine, pe sub cameră, dar este deștept și să nu dărâme camera, o ia pe jos. Hai, mami, hai! Hai, vino aici! Bine, lumea, hai un pic! Hai să salutăm oamenii! Hai, vino aici! Apoi. Bună! Bună! Vreau să vă spun că i-am făcut și cont de Instagram, deci dacă vreți să-l urmăriți și pe Snow, îl găsiți după numele Snow the Minitoy. Pentru că el este un bișonel minitoy, am zis să-i pun și numele, mi se pare fain așa, Snow the Minitoy. Da, și postăm acolo, nu-i așa, mami? Dar acum nu prea am acordat atenție, că am fost cu filmatul și cu treabă prin casă și acum vrea doar să stea și mă iubească. Da, mami? Ce-i aici? Bună! Da, vrei să stai aici pe mami sau... Nu știu exact ce vrea să fac, așa că o să-l las deocamdată aici. O să-i vedeți un pic din cap. Până se gândește el să se dea jos. Nu cred că o să stea, că nu prea e comod. Hai, mami, hai, cum vrei să stai? Bun, următorul lucru pe care l-am cumpărat este o cană. Mărturisesc că am fost la Jumbo cu gândul de a-mi cumpăra niște căni de Crăciun, pentru că am foarte multe, într-adevăr, recunosc. Însă, nu știu dacă îmi place să le și pozez împreună cu florile și parcă mă plictisesc și simt nevoia constant să le schimb, să fie ceva nou. Nu am găsit pentru mine, așa și-a luat Vlad o cană. Dar îmi place și mie și cred că o să o pozez și eu. Arată cam așa. Cu reni, cu fulgi de zăpadă, cu brăduț. Scrie Merry Christmas. Da. Deja m-am fericit toată când m-am gândit iar la Crăciun. V-am mai spus, este sărbătoarea mea preferată și perioada din an cea mai, nu știu, mă simt ca un copil. Cred că și dacă o să am 50 de ani, tot ca un copil o să mă simt și tot fericită o să fiu de Crăciun. Da. Am mai cumpărat și două seturi de umerașe. Vă arăt unul că al doilea este fix la fel. Le-am luat pentru că aveam nevoie de niște umerașe cu chestii de genul ăsta pentru fuste. Nu voiam neapărat roz, le-aș preferat pe culoarea alb. Dar nu am găsit decât așa și am căutat și mai multe magazine și am să le iau deocamdată pe acestea. Chiar am nevoie ca să nu mai pun
5 fuste pe un singur umeraș și să-mi fie foarte greu să scot un atunci când am nevoie. Bun, mai departe. Mai avem? Bun. Am mai cumpărat și niște fundițe ca cele roșii pe care vi le-am arătat anterior. Sper că asta nu s-a rupt. Sau s-a rupt. Mă rog, o să văd eu ce fac. O lipim cu super glue. Deci am mai luat, cred că 3 sau chiar mai multe. Deci este fix același model, doar că sunt mai micuțe. Da. O putem pune și la gât, pe post de papion. Mă rog, dacă n-ar fi avut partea asta. Da. Deci nu vreți să știți câți clipici este în camera asta pe mine. Mă, ce este pe snow? A picat clipici de pe ele. Nu știu dacă se vede pe cameră. Nu-mi dau seama. Au picat peste tot. A picat, de fapt, scâmpiciul a picat. Bun, pentru a vă arăta următorul obiect, de fapt, următoarele două obiecte, trebuie să-i punem mâna la ochii lui Snow, deoarece este cadoul lui de Moș Nicolae, dar să nu spuneți. Mami, vrei să te duci tu puțin în partea cealaltă? Da, deci hai să te jos aici și până i-am luat și lui Snow ceva de Moș Nicolae pentru că, da, urmează să vină Moș Nicolae. Și cum eu o să-mi pun ghetuțele și Vlad o să-și pună ghetuțele, automat trebuie să-și pună și Snow ghetuțele. Și Moș Nicolae s-a gândit să ia un fel de zgardă. Uitați cât de mică ea este, Doamne! Deci este mai mică decât mâna mea, pusă pe orizontală. Și cred eu că este totuși un pic amăricică de Snow, dar se poate regla de aici. Și scrie ho ho ho, Merry Christmas! Da, și am mai luat ceva. Mami, punem din nou mâna la ochi. Da. Și următorul obiect pe care l-am luat lui Snow de Moș Nicolae este acest os roșu cu lăbuțe. Ding, ding, ding! Ne-am uitat la mai multe jucării de genul acesta, doar că Snow fiind foarte mic, i-am tot cumpărat jucării, dar nu le poate apuca. Sau de ceva. Nu le poate băga în gură și am găsit-o pe asta. La fel, chise. Dar este mai moale încât el să poată să o facă în dinți și să fugă și el cu ea în gură. Deja să uite. Și mami, îți place? Ce se aude, mami? Ce se aude? Mami, ce se aude? Nu știu ce se întâmplă. Nu știe, nu știe. Da. O să te pun jos. Sau vrei să stai pe mine bine? Am mai cumpărat și un adaptor de priză cu două ieșiri. Un adaptor simplu, pentru că avem nevoie, mai ales acum cu instalații, cu tot felul de chestii prin casă, care necesită băgarea în priză, avem nevoie de un astfel de adaptor. Și cred că... și am mai cumpărat acest pachet de șervețele, de 70 de bucăți, este pentru Snow. Este foarte bun la preț și sunt 70 în această cutie, deci dacă aveți animalele de companie, vă recomand pentru că sunt ieftine și chiar sunt faine. Se scot și ușor. Da. Au aici o chestie și scoate cervețelul pe aici și arată cam așa. Noi mereu când am fost la Jumbo am cumpărat și acum ne-am cumpărat chiar două, că am zis în cazul în care se termină nu ajungem chiar atât de des la Jumbo pentru că nu avem nevoie des de lucruri de acolo și am zis să avem în casă, pentru că mai ales pe perioada asta când este frig,
și ploaie pe jos și plouă și se face noroi sau se murdare foarte murdar pe jos și se udă sau se murdărește, necesită să fie sers pe lăbuțe. Bine, mereu îl sergem pe lăbuțe, dar mai ales în perioada aceasta este nevoie de mai multă grijă. Da. Păi, am terminat cam cu tot ce aveam să vă arăt. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Sper că v-au plăcut și lucrurile pe care vi le-am arătat. Dacă aveți întrebări referitoare la produse, la prețuri, puteți să-mi scrieți oricând în comentarii. Puteți oricând să-mi scrieți și pe Instagram, unde mă găsiți căutându-mă după Alexa Ave. Eu vă aștept și acolo să mă urmăriți, să ne auzim, să vorbim, să ce vreți voi. Din nou, vă mulțumesc, vă pup și pe data viitoare! Pe data viitoare!